Marți, vremea a fost caniculară și disconfortul termic accentuat în cea mai mare parte a țării. Indicele temperatură umezală a depășit pragul critic de 80 de unități, iar în zonele de câmpie și podiș s-au înregistrat frecvent temperaturi maxime de 35-37 de grade. ANM a emis pentru primele zile ale acestei săptămâni o informare meteorologică de disconfort și caniculă. Temperaturile vor caracteriza o vreme caniculară la amiază și disconfortul termic va fi accentuat mai ales în zonele de câmpie și de podiș, acolo unde și indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Și în zona capitalei, vremea va deveni caniculară cu temperaturi maxime de 35-36 de grade, disconfort termic accentuat în orele amiezii, indicele temperatură umezeală peste pragul critic de 80 de unități. În perioada caniculară, fermierii și ceilalți proprietari de animale trebuie să aibă în vedere asigurarea unei cantități suficiente de apă și de furaje. Animalele folosite pentru tracțiune sau alte activități nu vor fi exploatate în intervalul 12-18, dacă temperatura la umbră depășește 25 de grade Celsius. De asemenea, asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale. Populația trebuie să ia măsuri în perioada caniculară. Medicii recomandă să evite expunerea prelungită la soare între orele 11-18, consumul zilnic de lichide cel puțin 2 litri de apă pe zi, consumul de fructe și legume proaspete, evitarea consumului de alcool pentru că favorizează deshidratarea. Dacă este absolut necesară expunerea la soare la orele amiezii, trebuie folosită o ținută adecvată, pălării de soare, haine ample, pe cât posibil din fibre naturale și culori deschise. Instabilitatea atmosferică se va accentua începând din după amiaza zilei de marți, la început în regiunile nordice, iar apoi miercuri și joi în restul teritoriului, iar vremea se va răcori.